Bună ziua! Sunt profesor Cristina Popa, expert realizare resurse educaționale deschise în cadrul proiectului CRED. Astăzi vom discuta despre raporturi de subordonare în frază. Materialul se adresează elevilor de clasa 7 de la școlile și secțiile cu predare în limba maghiară. Ce tipuri de enunțuri sunt acestea, având în vedere numărul predicatelor? Băiatul și fata merg la școală. Merg, predicat verbal. Aceasta este o propoziție. Băiatul anunță un spectacol și cei doi copii se bucură. Anunță predica verbal, se bucură predica verbal. Aceasta este o frază. Să ne amintim. Propoziția este o comunicare cu un singur predicat. Fraza este o comunicare alcătuită din două sau mai multe propoziții, doar principale, principale și secundare. Numărul propozițiilor dintr-o frază este egal cu numărul predicatelor exprimate sau subînțelese. Să ne amintim! După rolul lor în frază, propozițiile pot fi. Principale au înțeles de sine stătător: băiatul anunță un spectacol și cei doi copii se bucură. Secundare sau subordonate depind de alte propoziții din frază. Băiatul a intrat în clasă ca să anunțe un spectacol pentru copii? Regente, de ele depind alte propoziții secundare subordonate. O propoziție subordonată poate fi regentă pentru o altă subordonată. Prin ce a leagă o propoziție subordonată de regenta ei? Hara alb l-a rugat pe gerilă să sufle ca să mai potolească focul care ardea prea puternic. A rugat predicat verbal, să sufle, predicat verbal, să potolească predicat verbal, ardea predicat verbal. Elementele de legătură sunt să, ca să, care. Ca să și să sunt conjuncții subordonatoare. Care este un pronume relativ. Să ne amintim elementele subordonatoare. 1. Conjuncții subordonatoare Că, să, ca, să, dacă, fiindcă, întrucât, deoarece, căci 2. Alte părți de vorbire cu rol de legătură între propoziții De exemplu, pronume relative Cine, ce, care, cât Mi-a arătat ce a greșit la test Adverbe relative Unde, când, cum, cât A venit când a fost chemat Să exersăm subordonarea în frază Completați frazele începute cu propoziții subordonate, având grijă ca acestea să fie corecte din punct de vedere gramatical și să aibă sens. Părinții mei mi-au cumpărat un microscop deoarece îmi place biologia. Sper că nu am greșit prea mult la test. M-aș încălzi dacă aș bea o ciocolată caldă. Îmi doresc să merg într-o tabără la munte sau la mare. Omul care citește ziarul pe banca din parc este profesorul meu de limba română. Îmi place cum reciți poezia scrisă de Mihai Eminescu. Am fost la muzeul unde era expusă o sculptură a lui Constantin Brâncuș. Să exersăm în continuare subordonarea în frază. Asociază fiecare propoziție din Seria A cu o propoziție din Seria B pentru a forma o frază. Seria A. Seria B. Concursul a fost amânat deoarece viscolul a blocat drumurile. Va întârzia la o oră dacă nu se grăbește. Profesorul mi-a recomandat să citesc o carte scrisă de Ioan Slavici. L-am văzut pe scriitorul care a câștigat premiul Nobel pentru literatură. Nu-mi place cum te porți cu cei mai mici decât tine. Vom merge în excursie când va veni vacanța? vă propun următoarea activitate independentă. Alcătuiți trei fraze, a câte două sau trei propoziții, în care să aveți propoziții subordonate introduse printr-o conjuncție subordonatoare, printr-un pronume relativ sau printr-un adverb relativ. După model, omul care trece pe stradă este un vecin. Ți-am povestit ce mi s-a întâmplat? Vă urez succes!